Ana Cocoș vă prezintă știrile Bucovina TV. Bun găsit! Postul de radio Rădăuțean, Radio Gold, a fost închis pentru că a rămas fără licență. Respectivul post de radio era controlat de primarul municipiului Rădăuți, Aurel Olerean. Licența a expirat, iar patronii postului de radio au decis să nu mai reînnoiască. Licența postului de radio Rădăuțean, Radio Gold, a ajuns la final, iar demersuri în vederea înnoirii acesteia nu au mai fost făcute, după cum scrie cotidianul Obiectiv de Suceava.ro. Se pare că Agenția Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații și Consiliul Național al Audiovizualului nu și-au mai dat acordul pentru continuarea emisiei radioului Rădăuțean pe motive bine întemeiate. Radio Gold a fost sancționat de CNA pentru modul în care și-a desfășurat activitatea în timpul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare. Patronii radioului au hotărât să nu plătească aceste amenzi, ci au decis închiderea acestuia. Este știut faptul că activitatea Radio Gold era controlată în totalitate de primarul PDL de Rădăuți, Aurel Olerean, el fiind cel care dicta tot ce se transmitea pe undele radio din sfera politicului. Să nu uităm că primarul Aurel Olerean controlează și postul de televiziune TV Rădăuți. Deocamdată aici nu sunt probleme, întrucât licențele TV se dau pe o perioadă de 9 ani, iar TV Rădăuți are 8 ani de când a primit licența. În concluzie, primarul Olerean a rămas fără un mijloc de manipulare și propagandă politică, respectiv radioul, și poate să-l piardă și pe al doilea postul de televiziune dacă nu-și va reînnoi licența la anul.